De ești gazdă până în prag, că te-o colinda cu drag. Și iară te bagă în casă și aprinde lumina masă, că-ți intră Hristos în casă. Cu mănânc de busuioc, să aibă gazda noroc. Cu mănânc de nintă creață, să aibă gazda viață. Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine ați venit la ultima emisiune înainte de Crăciun. De fiecare dată când vin bârgoanii la noi în studio, studioul este plin, este plin de viață, este plin de frumusețe. Ne-am înghesuit cu toți aici, în căsuța noastră de la ASTV, spre a vă transmite dumneavoastră bucurie. Este alături de noi și mă bucură că suntem împreună pentru a sărbători Sfântul Crăciun, doamna Ioana Suciu, directorul Căminului Cultural Prundul Bârgăului. Să rămână, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor! Însoțită de colindătorii de la ansamblu Plaiurile Bârgăului, din Prundul Bârgăului, de domnul Dumitru Ciupa. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine ne-am întâlnit! Domnul Ciupa va fi cel care va transmite cu fluierul colindul, va însoți colindul nostru. Și de asemenea, alături de noi este Lelea Ioana Beșa. Bună seara! Bună seara! Rapsod popular, de la dumneavoastră din Prund, doamna Ioana? Da, de la noi din Prundul Bârgăului. Mă bucur. Înainte de a colinda și de a intra în mesajul propriu-zis al cântecului de Crăciun, vreau să vă întreb, doamna Ioana, pentru că sunteți de aproape 20 de ani directorul Căminului din Prund, vreau să vă întreb cum este Crăciunul la dumneavoastră, câteva cuvinte despre sărbătorile de iarnă. Vreau să vă spun că cele mai importante obiceiuri de iarnă care se desfășoară și se mai păstrează încă în zona Văii Bârgăului sunt colindul, steaua, plugușorul și capra. Colindatul ocupă un loc primordial în întreaga colectivitate sătească. Pregătirile pentru colindat, atât pentru colindători cât și pentru gazde, încep încă cu mult timp înaintea sărbătorilor de Crăciun. Atât în ceea ce privește învățarea de noi colinde, cât și în ceea ce privește pregătirea casei, deci care constă în curățenia generală în întreaga gospodărie a tuturor locuitorilor. Noi știm că obiceiul colindatului este foarte vechi, vine din perioada precreștină, când colindele aveau o tematică pastorală. Dar odată cu trecerea la creștinism, în colinde găsim tema nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Este probabil perioada în care slăvim cel mai mult pe Iisus Hristos. Spuneam la lansarea unui CD duminică la doamna Rozalia Fucă, dacă de obicei în viața de zi cu zi mai uităm, să zicem, rugăciunile seara sau dimineața, la colindat de Crăciun toată lumea slăvește pe Dumnezeu, cel care se naște în iezilea sfântă. Sunt niște sărbători care sunt așteptate cu multă bucurie, întrucât este o sărbătoare a sufletului, nașterea Domnului. Deci noi încercăm în această seară, prin colindul nostru adus de la Prundul Bârgăului și aș zice eu de pe toată Valea Bârgăului, să intrăm în casa tuturor telespectatorilor cu o seară înainte de preajunul Crăciunului. Să știți că emisiunea noastră o să fie împărțită în două părți. În prima parte o să colindăm, o să fie obiceiuri de Crăciun și Anul Nou și în partea a doua o să vă jucăm așa un pic aici ca și pe Bârgău și ca și în județul Bistrița Năsăud. Înainte de a asculta colindele, vă anunțăm că puteți intra în direct cu noi, o să fie afișat numărul de telefon pe ecran. O rog pe doamna Ioana să ne spună ce colindăm, după care o să așteptăm și mesajele telespectatorilor. Pentru început o să colindăm Noi umblăm a colinda, Copilule cu Oxenin și Colosus în vremea aceea. Domnul Ciupa, vă ascultăm cu mare drag și vă primim cu mare drag colinda. No!
Vă mulțumesc și vă aștept și cu celelalte două colinde. Încă o dată lansez invitația telespectatorilor de a intra cu mesajele pentru noi în direct după colinde. Pe mari cei